Cu ce te ocupi în momentul de față? Exact în momentul de față, cu cercetare în acest domeniu, publicarea de articole de specialitate în reviste de specialitate, Space Policy, de pildă. Cum am spus, am încheiat Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic și sunt foarte ocupat la ora actuală cu compilarea raportului. În fiecare zi primesc e-mail-uri de la profesori care au organizat în țară acest eveniment și nu pot decât să mă bucure faptul că uite-te, încă câteva ore de lucru, încă o noapte nedormită acum, dar mă bucură, pe bune. Este o profesie pe care o practic cu multă plăcere. Cu ce se ocupă instituția asta din care faci tu parte? Pentru că sună foarte pompos așa. Agenția Spațială Română. Agenția, da. Ei bine, NASA, cu toții cunoaștem NASA. Ei, cu ceea ce se ocupă NASA, doar că la nivel românesc noi nu avem posibilitățile financiare ale NASA, dar avem entuziasmul și priceperea în agenție, oameni pricepuți care să se poată ocupa cu așa ceva, și în curând vom lansa primul satelit românesc. Se numește Goliat, chit că este mic, 10 cm pe 10 pe 10, deci un cub. Mă gândesc că fiind specialist în drept spațial, ești antrenat, ca să zic așa, în a media conflicte. Ce soi de conflicte se pot genera în domeniul ăsta? La ora actuală, conflictele care se pot genera țin de, hai să zicem, cum se spune, damage, de pagubele pe care le poate provoca un satelit, de pildă. Uh-huh. Un satelit care ori lovește un alt satelit în spațiu, începe să aglomereze și acolo orbitele, ori lovește, de pildă, ceva teren sau o casă pe pământ. Și evident, există responsabilitate acolo. Adică în momentul în care lansezi un satelit în spațiu, nu îl abandonezi, rămâne în continuare proprietatea ta. Foarte, foarte interesant. E ciudat așa, știi, să... Practic pentru noi, ceea ce faci tu pare o chestie de domeniu științifico-fantastic, chestie de film. Dar zis tot la Racheta Albă, îmi vine, merge minte, sau Star Trek, sau vrem lucruri de genul ăsta. Îmi spuneai la un moment dat că vremea e cea care te-a adus acasă din Marea Britanie. Ești un tip solar? Exact. Sunt un tip solar. Asta m-a și făcut să ajung. De fapt, Andreea, știi, am fost foarte surprins să aflu că eu voi fi subiectul emisiunii și nu expoziția mea despre Cambodgia. Exact. Ajungem și exact. Acolo. Te-am întrebat dacă ești un tip solar, pentru că știu că la un moment dat ai cerut așa în semn de protest proprietatea asupra soarelui. Exact, proprietatea asupra soarelui. Mi-am amintit că citisem mai de mult cum că grecii antici plăteau o persoană să se îmbete și să umble prin oraș, tocmai făcându-se de rușine. Și atunci lumea zicea, uite-te, cât de urât e să fii beat, etc. Ei, nu m-am îmbătat, însă am vrut să atrag puțin ridicolul, deci să atrag puțin ridicolul asupra mea, tocmai revendicând soarele, arătând, domne, e ridicol să revendici soarele. Ei, atunci este ridicol să revendici și luna. Uh-huh. E ridicol să ceri oamenilor bani pe lumina solară. E proprietatea mea, nu? Ei, dacă este proprietatea mea, dacă tu, de pildă, ai o centrală atomică, e normal să ceri bani pentru energia pe care o furnizezi. Ei, asta am făcut. Și, bine, cea mai mare parte a lumii chiar s-a prins de idee. Da, domnule, omul ăsta a revendicat soarele și e ridicol ceea ce a făcut. Atunci și cel care a revendicat luna și vinde, între ghilimele, terenuri pe lună, ține tot plațuri, de... Plațuri, îmi place tot, cum exact, ai zis. Plațuri, plațuri. Ca să gândim un pic patriotismul bănățean, exact, patriotismul... apropo de patriotism, când am venit... cu tramvaiul acum pentru emisiune, văd lipite
stickeruri. Nu avem nevoie de patriotism, Antifa. Un lucru care m-a deranjat foarte mult. E bine, după părerea mea, avem nevoie de patriotism și iar ne întoarcem. Eu am, hai să zicem, o păsărică cu postmodernismul acesta ultra deranjant, o epocă forțată de-a dreptul. Sper că se va termina și vom ajunge, după acest medievalism, vom ajunge la o renaștere. Dacă tot povesteam de afacerea ta cu soarele, care erau tarifele pe care le-ai impus? N-am impus până acum. Deci n-am impus niciun tarif, n-am ajuns la faza aceea. Bine, o să ne întrerupem acum pentru câteva momente. Ne întoarcem cu povești despre expoziția ta și despre călătoriile pământene pe care le-ai făcut până acum. Pământene și subacvatice. Pământene și subacvatice. Doamnelor și domnilor, ne revedem imediat.